în sfârșit am plătit și ăstea. Am plătit camera. Acum pot să primești și o cheia? Poftim cheia de la camera 24, ședere plăcută. Gata? Bun. Doamne, ce somn îmi e în orașul ăsta, ești nebun, că deja am prins iar noapte și, mamă, mi-e un somn. Atunci era pe până la camera 24, deci aici nu știu ce cameră, aici e camera 22, aici e camera 23 și aici e camera 24. Și dacă, nu pot să deschid așa, bun, hai să dăm cu cheia. Bun, gata, gata. Mamă, cum arată camera 24, mă, ce în hotelul ăsta? Camera 24 arată așa, n-ai mă, cum? Păi și văd că scutii pe aici cu cableburi. Și ce să mă întâmplă? La secret? O poțiune? Secret? Ceva de bogen, adică văd apă? Mă, cred că are să iei aghiazmă. Hai să bem și noi niște apă, oricum e sete. Bun, ce să băgăm aici? Ăsta și... o să mă bag și eu la somn, că deja e noapte și pur și simplu mă simt prea obosit de 6 ore și se întâmple de dimineață. Mamă, ce durere de cap am avut, deci nu i-am verificat până acum cutiile astea. Mamă, trebuie să le aduc și pe ale mele, să împachetez totul aici și ce se întâmplă, mamă, ce frumos se vede afară. Bun, păi și pe aici ce mai e? Nimic, nimic. Mă, ce costumul ăsta aici, văd? Și o carte. Dragă nou proprietar, mă numesc Peter Parker, sunt vechiul chiriaș din acest apartament. Omule, Peter Parker, cam murdar apartamentul gen. Îmi pare rău pentru mizerie, dar ce ai găsit acolo în cutia aceea este costumul meu de supererou? Poate ai auzit de mine, Spider-Man. Cum o să-i Spider-Man? Hai că e Spider-Man dacă e... Poțiunea pe care cred că deja ai băut-o conținea puterile mele? Deci acum ai devenit Spider-Man. Sunt Spider-Man? Hai că sunt. Ai grijă de oraș noule Păianjen. Noule om Păianjen. Salutări vechiul om Păianjen. Ce mă? Ai devenit Spider-Man? Eu nu cred că să-i costumul Spider-Man gen. Eu nu cred... No way! Sunt Spider-Man, ești nebun? What? Tocupând, ești nebun? Uite! Wow! Ia! Wow, ce... Bă, ce tare mă duc ea! Este asta așa? Yo! N-ai mă, cum... Păi ești nebun dintr-o poțiune a devenit Spider-Man? Bă, e insane ce se întâmplă aici! Ia, dăm și așa. Fuck. Wow. Ce să văd și voi cum mă duc. Nu. Doamne. Bă, vezi că e prea tare să fii Spider-Man. Adică să te duci așa cu pânza. Uite, hop. Și ajungi pe altă clădire. Pe unde aveam o? Apartamentul, bă, deja uite. Acolo, uite. Deja se vede murdăria din el. Bun. Și pot să dau așa să mă prind ca lumea. Și ce mai avem? Gen... sensul Păianjenului, ia uite, bun. Și ce se mai întâmplă, dăm cu pânză dacă e? Na, că aruncăm cu pânză. Păi, ești nebun? Uite, bine mă, bă, vezi că e super tare să fii Spider-Man. Asta sare din perete și se duce în... bă, vezi că e ce trebuie, ești nebun? Na, poftim, devenirea în Spider-Man cu o băutură. Wow! Jibam! Ce fain e! Holy! Oricum, e prea tare. Hai să ne plimbăm puțin prin oraș să vedem dacă se va întâmpla ceva, că bă... Ca Spider-Man știu că se întâmplă multe chestii și trebuie să ajutăm lumea. Deci hai să ne uităm prin oraș să vedem ce se mai întâmplă, că... Bă, că e cam pustiu totul. Și nu face nimeni mai nimic. Mamă, ce tare e să fie Spider-Man, uite, știu cât alerg și cât sar. Mamă, ce se întâmplă? Bă, lu foc acolo, ești nebun? Spider-Man, Spider-Man, tururu, tururu, cine aici? Copilul meu se află acolo sus? Nu, trebuie să-l ajutăm, păi ești nebun? Cred că asta e mama lui și acolo sus e copilul, mamă, cât de avariat e blocul ăsta, ești nebun, stai așa? Vezi că am intrat super bine. Pe și unde e copilul? Mamă, cum te ajuns aici, ești nebun, cât de mult l-o fo... E copilul.
Nu, stai, copile, eu sunt Spider-Man, deci nu te teme de mine. Nu putem să stingem ăsta cu pânza? Hai că putem dacă... Copile, te dau cu pânză, tac, 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 bun. Hai copile, hai, urca aici, lipește-te de mine că deja ai pânză pe tine și hai să ne ducem să te duc la mama ta că e îngrijorată. Bun, hai că luarăm și acum hai să o luăm pe aici frumos, tac. Mom, ce, ouleu, ai grijă copile. Fii atent că aici o să fie belea. Să ne dăm aici cu ăsta. Oh shit. Hai mă, nu-i așa în jos. Yo. Cu capul în sus, ești nebun. Hop. Hai. Așa. Și acum. Bun, tată, hai că suntem super bine. Doamnă, v-am adus copilul, este 100% sigur. Stai să așa, să-l las aici. După cum vedeți, l-am adus, uitați-l și voi, e 100% sigur, n-are nimic cu el, nicio scrietură. Mulțumesc foarte mult, asta mi-este datoria, doamnă. Puteți să plecați cu el nu știu unde, crece în acolo. Vă gătiți și voi altă casă. Eu o să mă duc să mă uit prin ora să văd ce se mai întâmplă. Că 100% nu cred că o să fie chiar așa zdarvă astăzi. Dar vedeți că am salvat pe cineva de la un incendiu, adică a luat foc blocul, că suntem Spider-Man certificați și să vedem ce o să se mai întâmple. Mă, ia fiți atenți. Ia, nu pot să mă dau și peste cap. Ia, dacă fac așa. Și fără, mă. Ia. Gata, Spider-Man. Spider-Man. Aia, ce faci, tată? Ia, hai, vină după mine, stai. Na, că pot să trag aia după mine. Ia uite. Hai, oaie. Ia vedeți aici, op, ia. Mamă, cum mă duc. Ajunseram la bancă, mamă, cred că aici o să se întâmplă. Mă, ce se întâmplă cu Spider-Man ăsta? Doamne. What? Deci Spider-Man ăsta e prea nebun. Deci, dă două așa, se propulsă dintr-o dată și ajuns să... Nu ajuns să-i mă aici, mâncați așa. Wow. Spider-Man ăsta e prea nebun. Hai să ne ducem înapoi la bancă, că deja nu mai înțeleg nimic cu Spider-Man ăsta ce se întâmplă. Dăm așa cu pânza noastră. Miau. Ia. Mă, ce să-i acolo? Ia sunt civili sau ce? What? Bă, veni rău hâții să jefuiască banca, bă. Bă, ia plecați, mă, de aici. Nu, stai. Stai, mă, boss. Gata, boss, stai. Impact. Mamă, eu, fiți atenți că îi lipim pe toți. Ia. Cum le dăm cu asta, ești nebun? Ia. Da. Asta nu prea e bună, dar dai, mă, cu din astea. Gata, boss și eu. Uite cum îi prindem, vedeți? Tac. Mai avem unul și am prins pe toți. E, mă, gata. Băi, ești nebun și rapid. Unde ce ușor e pentru Spider-Man. Mai am și sensul ăsta pe Angen. Ia. Dun. Bun. Am oprit și un jav la bonk într-o, cred că mai puțin de o secundă. Băi, suntem prea buni, ești nebun. Spider-Man ăsta e prea nebun. Uliu. Era să mă duc. Bun, pe și ce să mai facem în oraș, adică deja vedeți că suntem cei mai buni. Spider-Man, am salvat și banca am salvat astăzi. Vedem ce se mai întâmplă prin orașul ăsta. Deci avem pe aici niște blocuri super nebune. Statuie. Mamă, era să mă duc. Statuie pe aia, statuie pentru mine. Ia să vedem. Wow. Acu' e, mă, statuia asta aia lup. E, mă, ăsta ești nebun? Bă, ăsta e statuie pentru Spider-Man, că e cel mai tare. Eu văd ceva acolo la distanță. Mamă, deci vedeți că suntem super bine. Fim aici. Falfeb, nebunie, ok. Bun. Deci, bă, Spider-Man e prea tare. Vreau să mă duc pe un din asta, pe o din asta super înaltă. Deci ne ducem așa. Spider Sense. Nebunie, stai. De acolo vreau să ajung. Tac. Wow.
Miau. Na, uite ce face Spider-Man. Ia stai. Miau. Jap. Eu aș vrea să mă fac cumva să mă învârt așa. Op. Hai, că merge să ne învârtim. O vedeți că ca Spider-Man e prea tare, uite, hop. 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 Doamne, ce face Spider-Man în timpul liber? Te dă pe pânză. Bun, hai să ne ieșim și noi acasă să dormim, că deja sunt prea obosit, dar nu mai știu unde aveam casă. Stai așa să mă uit pe aici. Deci, cel mai probabil pe partea asta. Aici, cred. Sau? Unde aveam o casă, mă, căta și pipota ta. Femei? Girl. Ia. Ce se dă peste cap ea. Hop. Mă, nu mai găsesc și unde aveam casa. Dar atât de părnaie sunt. Ia. Aici e spitalul, ok. Am, nu. Era să mă duc. Ia, hop, hop. Am, unde-i casă aici, nebun? În sfârșit am ajuns și acasă. Deschidem ușa. Bun, și gata, tat. Suntem acasă. S-a făcut și zi cât am stat, dar oricum mă bag acum să mă culc. Uf, mamă, e o aventură. E o aventură mult prea mare cu Spider-Man. Deci hai să-l punem într-o cutie mai așa mai goală. Da, nu contează, nu-l punem într-o cutie mai goală. Adică o să-i cumpăr eu ceva unde o să punem ăsta. Oricum o să fie mult prea tare să fim Spider-Man. Deci deja am devenit Spider-Man. Ok, Spider-Man, Spider-Man. Ok, mult prea tare, hai să plecăm și noi un pic de aici. Să mă duc și eu până la magazin să-mi cumpăr niște chestii. Că efectiv acum sunt super erou sub acoperire și nimeni nu trebuie să știe nimic. Și receptonerul, văd că stă acolo, are ochii roșii. Că n-a dormit. Bun, hai să mergem și noi spre JT, socia ăla. Ne luăm un burger, ne luăm ceva de mâncare. Mâncăm și după ne ducem să mai salvăm lumea, că na. Ăsta este rolul unui super erou. Se ducă să salveze lumea, dar să și mănânce un burger delicios. Deci, mă duc să mănânc niște burgeri de la JT ăsta și v-am pupat. Popo.